Bun găsit tuturor! Eu sunt Florin și azi despre avalanșa de acuzații de ieri a lui Sorin. Are dreptate el cu ceea ce a spus despre Ionuț, cu teatru pe care acesta l-ar juca? Ceea ce a spus Sorin ieri, eu am spus de ceva timp, de când Ionuț a încercat o reapropiere de Larisa. Dar pe lângă faptul că a avut dreptate cu ceea ce a spus în cea mai mare parte, a făcut totuși câteva greșeli. Cred că este destul de evident ceea ce încearcă Ionuț cu această tentativă de împăcare cu Larisa, nu cred că este posibil să ai asemenea reacție la adresa cuiva, așa cum a avut el la despărțirea de la și apoi să spui că totuși dorești ca acea persoană să fie aproape de tine. Tot de repetă că Larisa s-a schimbat. Păi el a acuzat ceea ce făcea ea prin cluburi, fără ca asta să se întâmple cu el de față. De unde are el certitudinea că ea s-a schimbat? A fost cu ea prin cluburi și știe cum se comportă ea acolo? Oare nu e normal ca în perioada asta când este sub lupă, Larisa să fie mai atentă și să nu mai facă anumite lucruri în public? De unde are el certitudinea că după nu își poate relua vechile obiceiuri? Cu astea cam are dreptate, doar că Sorina a mers puțin prea departe și cu atacuri la persoană și jigniri care nu-și aveau rostul. În plus, nu ar trebui să fie treaba lui ce face Ionuț. Treaba aceasta este a noastră să observăm și să nu mai susținem în caz că nu ne place ce face. Cred că ar fi fost foarte bine dacă se limita la a spune cum vede el lucrurile, fără să aibă o asemenea izbucnire și fără acele jigniri care nu-i fac cinste. Mai ales că pe tot parcursul emisiunii a încercat să-și păstreze cumpătul și cel puțin să pozeze într-un băiat civilizat. Cam atât momentan, până data viitoare, toate cele bune vă doresc.